Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele partidului nostru, domnul Renato Usatăi. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi, la emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Ce scuze, domnule Renato Usatăi? S-a rezolvat. Faceți reposuri, ori un mesaj la Dodon important. Da, doamna Maia Sandu. Domnul președinte, deși nu s-a anunțat oficial, doar toată lumea din Moldova știe absolut sigur că doamna Maia Sandu va candida pentru al doilea mandat de președinte. La Chișinău, unele voci spun totodată că și dumneavoastră veți candida încă o dată la alegerile prezidențiale programate pentru anul 2024. De aici apare întrebarea firească. Ce va face în acest caz domnul Emilian Crețu? Dacă uitați-vă și de maladies gonța asta. 3 luni urmă a început emisiunea cu Nina Crețu și azi începe cu Emilian. A 3 ore de-am cred că și bă, cu Raj Kapoor ori cu Doamna. Asta l-a întrebat pe Emilian Crețu și să fac. Eu am văzut că el a acordat niște interviuri, spune că continuă să o susțină pe doamna Sandu. Așa. Și de aici apare întrebarea, ce va face? Că am văzut că vorbesc cu dumnealui acum despre, pe TikTok, despre cum NATO, și întrebarea este chiar firească. Domnule Gonță, eu cred că pentru cetățeni nu este acum important ce o să fac Emilian Crețu sau ce o să fac alți influenceri sau blogeri în Republica Moldova. Pentru cetățeni este important cu ce program va veni Renato Usatăi. Care va fi diferența dacă va candida Renato Usatăi între Usatăi, Dodon, Maia Sandu și restul candidaților? Pentru cetățeni mai mult îi interesează ce va propune Renato Usatăi ca să nu mai dezbine societatea așa cum au făcut-o toți liderii politici care au ajuns la președinție în ultimii 30 de ani. Că în campania electorală toți promit să nu supere unioniști, să nu-i supere pe vorbitori de limba rusă. Atât îți de amabili toți în campania electorală și cum ajung în fotoliu de președinte, fiecare care o e pe naratoră, care o e pe stigard, care scăpe cu quadrociclu și baldiește. Înțelegi cum? De asta, eu cred că asta interesează pe cetățeni. Discutăm neapărat. Pentru mine astăzi, în general, iată, vedeți, dumneavoastră, oricum, și asta este meseria dumneavoastră și toți invitații care aveți în timp de 3 luni când eu lipsesc în acest studio, toți faci politică. Cu cât mai profund analizez eu toate ce se întâmplă în Republica Moldova, toate care ce au avut loc și cu părere de rău ce, toate cele care se pot întâmpla, eu înțeleg că cetățenii noștri mai mult așteaptă ca politicienii să facă economie și nu politică. De acord. Deci oamenii așteaptă soluții. Ce vom produce? Ce trebuie să schimbăm în sectorul agrar ca să nu mai vindem materia primă? Că noi nu suntem stat ca Kazahstanul, spre exemplu, ca teritoriu care chiar să încerce Kazahstanul ca stat să-și prelucreze toată materia primă, tot și crește în Kazahstan. Ei nu reușesc, țara e foarte mare și crește foarte mult. Dar noi, Republica Moldova, astăzi, când exportăm materia primă, nu, noi trebuie să exportăm produs final. Ia că așa așteaptă oamenii. Înțelegeți? Și iată, asta este prioritatea mea. Eu nu mai vreau să fac politică. O să fac tot posibil să fac mai multă economie, domnule Gonță. Și cel mai important lucru, mă strădui să caut exemple. Nu unii s-a promis de cineva. Este avem noi multe, dacă căutăm pe internet. Să văd unii s-au reușit. Când s-a reușit un proiect și nu contează, că e România, Statele Unite, Federația Rusă, Emiratele Arabe Unite, Singapore, asta trebuie de dat copy-paste de făcut la noi. Iată, asta e. Dar astăzi că noi, la noi nimeni mă uit, nici o guvernare nu a abordat problema. Eu nu sunt zootehnic, domnule Gonța, nu sunt nici agronom, după sui. Dar încerc să discut cu cei care sunt din aceste domenii
Și cel mai important, încerc să discut cu oamenii care au avut succes și nu contează în care colț a globului pământesc. Când eu astăzi înțeleg că, vă dau un simplu exemplu, noi exportăm o mulțime de cereale, dar în 30 de ani nu ieșit nimeni, spui, dați să construim o fabrică care să producem cărmăvâie dăbavche, cărmăvâie primice, nu știu cum se spune între noastre. Deci, domnule Gonță, noi le cumpărăm din Ungaria. Deci, vă dați seama, noi din tăi exportăm materia primă, pe urmă din Ungaria, cumpărăm și ei și trebuie să producă la noi în țară. Noi astăzi n-am văzut pe unul să vorbească, formăm o delegație, un grup de lucru, să mergem în Noua Zeelandă, unul din cei mai puternici producători de carne de pe globul pământesc, înțelegeți? Și eu înțeleg de ce, și eu puțin înțeleg de ce nu merg ăștia de la guvernare de azi, de exemplu, că dacă formează azi pasul o delegație și o trimite în Noua Zeelandă să vadă ce tipuri de bovini să aducem în țară, ce și avem noi, nu le poți nici folosi pentru nici... Strictul necesar? Pentru interior, nu mai vorbim de export. Pur și simplu, ăștia de la PAS, eu îi înțeleg. Ăștia nu putem trimite după bovinii în Noua Zeelandă, că ea scumpere numai buhaie și pe urmă să aștepte lapte. Știi cum? Adică, de asta, iată cu ce eu prefer să mă ocup. Eu nu ies să comentez fiecare știre. Eu vreau să schimb politica, domnule Gonță. Poate o să schimbați, dar meseria mea este reporterie. Eu fac știri. Eu nu sunt născut aici cu mutra asta deșteaptă, pretenzi deșteaptă. Gonță, dar și dumneavoastră... Dacă nu o comentăm știrile de bază, nu, corect, lumea nu se înțeleagă. Da, dar și dumneavoastră v-ați săturat, domnule Gonță. Eu sunt asta sigur că dumneavoastră sunteți pe ultima sută de metri ca moderator și o să candidați și dumneavoastră, că la președinte, că la primar, nu știu, dar și dumneavoastră, mă ales că având 90% de părți vătămate care stau pe aici pe un studio la dumneavoastră și aici ori trebuie să mergi înainte, ori devii patrupevșit. Atunci merg pe unda dumneavoastră un piculeț. Davai. Eu cu dumneavoastră la emisiunea asta mă văd de prin 2014. Da, de când am apărut. Noi subiectele discutăm cam unele și aceleași, s-au schimbat doar personajele chei. Corect. Dar de fapt temele sunt unele și aceleași. Ceva trebuie, dar ce... Să admitem, deși asta se numește campania electorală, dar să admitem, nu suntem în campanie, da. Ajungeți dumneavoastră cumva la putere, nu știu, sau da. Partidul, sau președintele. Așa. Și eu ce garanție am că la 3 luni, sau la 2 luni, sau la o lună, sau la jumătate de an, nu o să veniți tot aici și spuneți că, înțelegi, Gonță, moștenirea mea e Sandu-i proastă. Acolo deja o să fie un alt război, nu de Doamne se întâmple altă tragedie. Înțelegi, domnul Gonță, noi vrem. Dar nu putem. Oare nu e votul pentru majoritatea constituțională sau altceva? Da. Domnule Gonț, iată pentru ca să nu arăt eu în studio la dumneavoastră cum au arătat și foști și actuali lideri care avem în țară, eu trebuie prima cetățenilor să le propun programele și să le spun unde acest lucru există. Trebuie să începem cu cei și deja au fost undeva realizat. Așa pentru oamenii să înțeleagă că asta nu e o invenție de-a lui Usate sau echipe sau... Prima. Și doi, oamenii, ca să n-aibă surpriză, gen Recean, care l-a ținut ascuns, și mulți alți peledemiești care au stat zătriți și după asta au apărut, da? În vizor. Oamenii trebuie să vadă echipa lui Usate și nu contează. La funcție de consilier prezidențial, la funcție de miniștri, prim-ministru, poate va fi un candidat la funcția de președinte mai bun ca Usate, să-i cunoască bine până la alegeri. Și cel mai important, domnule Gonță, să le cunoască realizările, chiar și cu promisiunile la noi mulți stau bine, dar cu părere de rău cetățenii mai puțini să pun și analizează. Băi, bun, asta are deja 50 de ani și ne propune fabrici, locuri de muncă, salarii ca în Europa, medicină europeană. Da, să în viața lui nu a creat 4 locuri de muncă. Adică, dar cum poți să-l crezi pe cel care are 50 de ani și promite fabrică? Dar omul ăsta în viața lui nu a făcut nimic. Înțelegeți? Deci fiecare trebuie să fie la locul lui și să-și prezinte încă o dată realizările în viață. Iată, eu pe asta acum pun accent când mi-am discut cu oamenii în teritorii, și în interiorul țării, și în afară. Înțelegeți? Și atunci... Eu nu o să arăt așa cum arată ceilalți care au fost la dumneavoastră în studio, plus domnul Gonță. Eu știu că pe timpuri și unii actuali lideri, și unii foști, unii și-au evacuat
părinții peste hotare. Alții țin copiii peste hotare, nu mă așteptau să dea bacalaureatul, dar mulți, până să ne bacul, îi trimit eu din țară. Eu astăzi în Republica Moldova moral nu pot să-mi permit, nu să vând casă părintească de la Fălești. Eu nu pun alu mămunea, alu bunica mamei din satul Rădiul Mare, eu casă n-o să vând niciodată. Da, sunt oameni care îngrijesc, care eu tot ce este, chestiune foarte mult, pământ, șicote, struguri, mere, nuci, dar au oameni care vin, au grijă de curte, de ogradă și iau toate fructele, legumele, tot ce crește acolo, înțelegi? Deci eu sunt un om care vrea să trăiască la noi acasă. Iată, asta e diferența. Eu astăzi fac pariu cu dumneavoastră că din cei care sunt astăzi la guvernare, majoritatea vor pleca. Deoarece ei astăzi ocupă o funcție sau alta pentru să aibă în CV că au fost ministru, deputat, prim-ministru, președinte, inclusiv. Voi puteți vă imaginați, dacă se închidă ochii acum, cei mai înrăiți fanați a doamnei Maia Sandu sau a Paslui, și să vă imaginați că Maia Sandu fiecare weekend să meargă nu la tăiet lemne, la Rispeni, că suntem dintr-un raion, din raionul Fălești. Eu crescut la fabrica de zahăr, la domnie mama tot o activat profesoară ca și părinții mei. Vă închipuiți Maia Sandu fiecare weekend să duc la Fălești, în sat. Vă închipuiți doamna Maia Sandu să plejească, să prășească. Da, asta nu-i meseria. Dar nu vorbim de meserie. Deci, credeți că multă lume care astăzi plantează flori, același Emilian Crescu care l-ați... Asta e un om care e bolnav de tot ce ține de satul Nigureni și de casa părintească. Deci îmi place Emilian Crescu, vă spun, chiar el face ce am făcut eu cândva. Ca să știți, eu din tăi am cumpărat apartament părinților în Chișinău. Bunica din Rădimare, Dumnezeu, am adus-o în Chișinău, i-am cumpărat apartament. Am cumpărat la fete la copii apartament. Și după asta am început să-mi construiesc casă în Moscova. Așa Emilian Crescu. Au făcut piscină la mama în sat, plantate sute de flori, brați, copaci. Adică asta e sufletul moldovanului. Înțelegeți? Cu asta oare te naști? Asta nu, asta o ai prin laptele mamei când te naști. Asta nu există școală sau... colegiu sau universitate, să iubești satul sau nu. Așa la noi, cu glot, cu un milion de probleme care este. Eu pot să merg în orice localitate și merg, domnule Gonță. Eu merg și în sat de vorbitori de rusă, ucraineană, satele din Lunca Prutului, între sfânioniști. Peste sunt întâmpinat de oameni frumos, cu oameni sunt cu sate în moldovan. Noi poate suntem, avem diferite viziuni politice. Privim diferit lucrurile. Dar eu pot să beau, să mă așez să beau litru de rachiu cu companiorii pe deal, după asta să mă duc la hora satului, după asta să merg să mă așez cu câțiva primari din sat sau din oraș și să vedem ce putem schimba, chiar cu posibilitățile când un primar este în opoziție. Deci toate astea lipsesc actualei președinte? Bă, nu că îi lipsesc. Încă o dată, Dumnezeu a venit de peste hotare temporar, pe acasă la lucru. Înțelegeți? Pur și simplu, la noi mulți moldoveni pleacă la zarăbotcă. Dar moldovanul încă o dată. Deci sunt moldoveni, iată am întâlnit mulți în diaspora, care zic, noi ne întoarcem acasă. Oamenii s-au făcut casă, masă, afaceri. Și sunt oameni diferiți. Și ieri am stat cu o doamnă, a venit în ospiție din Italia, care, domnule Gonță, mulți ani în urmă, a mers pe jos în Italia. Pe jos, ilegal. Ei mi-i cunoscut cazul, mama mea, astăzi pe TripAdvisor, restaurantul în Veneția numărul 1. Numărul 1. Nu e printre bunișele și mai departe. Alți băieți în construcție în Marea Britanie, în domeniul transport în America. Și nu-mi plac. Adică că aici oare merg peste hotare și spun despre, băi, nu mai vrem acasă. Uite cum trăiesc, tătam. Ori, domnule Gonță, spuneți-ne altceva. Hai că nu ne-am cunoscut cu dumneavoastră în 2011-2012. Adică până am venit în politică. Dar sigur pe YouTube ne-ați văzut casa din Moscova, că eu tot am arătat. Eu niciodată nimic n-am ascuns la oameni. De asta mulți și-am suferit drept că am arătat prea multe. Dar așa sunt eu. Domnule Gonță, eu stăteam în casă, baia 400 de metri pătrați, casa vreo 700, un hectar teren, am mai cumpărat 3 hectare pe malul râului Volga. Toate astea le-am declarat până la poliție. Deci, domnule Gonță, găsiți-mi un motiv. Banii care am câștigat după ce am ajutat, ce apropiat, am dat la oameni. Adică, domnule Gonță, mie îmi place să trăiesc acasă,
Și cei care știu, iată, este cunoscutul Gheorghe Țopa, unii Țopa cred că înțelege mult mai bine ca alții. Da, unii Țopa îmi spune, spre exemplu, iată, e, dumneavoastră era unionist, eu puțin spunea, mă ating și este. Dar eu cântam Veniți Acasă, Dengele Zdorožnika, 1 mai, deci Veniți Acasă cântată Suburbia Moscovei, nici cunoscând nici română, nici moldovenească, înțeles? Deci asta sunt eu, înțelegi? Eu vreau, și de asta dacă eu vreau să trăiesc acasă, mie nu-mi este indiferent cine și cum ne conduce. Tocmai de asta ambițiile dumneavoastră prezidențiale sunt în vigoare. Eu nu am ambiții prezidențiale. Astăzi, domnule Gonță, mie îmi pare rău că multe din cele care le-am realizat în municipiul Bălți, multe din cele care le-am realizat având afaceri în domeniul căilor ferate, da? În federație, în domeniul construcțiilor, nimeni nu ne cheamă să discute, nu că să ne dea funcții, doar nu că în funcții, doar eu n-am căutat funcții. Poate pentru cineva era important să ajung într-o funcție, chiar că mulți se bucurau. Eram salariul 6.800 de lei când am devenit primar de Bălți, acum cred că e 14-15.000 de lei, da? Și mulți se bucură pentru salarii care le-au, șef de direcție, că este unica sursă de existență, asta este 80% sau chiar 90% de cetățeni din țară depinde salariul. Eu și am mers pentru salariu? Nu. Eu am mers ca pentru bagajul meu care l-am acumulat în viață să-l pot cumva realiza. Deși după toate atacurile care au fost asupra mea și venea Don Don ca președinte de țară în Bălți, el vine poate tăte icoane la episcopul Marchel mai des ca metropolitul Vladimir, vine doamna Griceană, deputații socialiști, vine șorcu Stas Mihailov, cu ea ca să-l dăm jos pe... Și eu câștigam alegerile. Cu oamenii au văzut ce au făcut USAT în 4 ani. Așa cum am fost criticat. Că dacă era rău, așa cum spuneau oponenții mie, nu avem să-mi câștig încă un mandat de primar. Deși, domnule Gonța, toți primarii din partea partidului nostru, primarii de orașă, nici unul nu a pierdut alegerile locale de când sunt în politică. Au câte 2-3 mandate. Și câștigă majoritatea în primul tur. Asta înseamnă că oamenii au muncit și au demonstrat rezultate, chiar fiind în opoziție. Da, să-mi vă rog un titlu de știri. Deci, dumneavoastră nu excludeți faptul că ați putea candida la prezidențiale de anul viitor. Punct. Partidul nostru va lupta și pentru prezidențiale. La locale o să fie puțin altă strategie decât la alte partide. Acum și ajungem la locale? Da. Partidul nostru important va... e altceva. Partidul nostru va avea candidat la prezidențiale așa ca să afle în treabă? Pentru că trebuie ceva. Nu. Doamna Maia Sandu nu merită a doilea mandat? Uitați-vă, la următoarele alegeri prezidențiale, din cum văd eu, doamna Sandu se pregătește de alegeri și doamna Sandu o să facă tot posibil ca candidatul din partea socialiștilor să fie Igor Dodon. Igor Dodon este cel mai convenabil candidat pentru și actuala guvernare. Adică, Dodon, poți să dai bocaneală din drum, poți sară schelete și curcani și tot ce vrei. Adică, el e bun. El e bun când o dată să-l facă terpilă. Înțelegeți? Adică, deoarece oricare alt candidat, încă o dată repet, oricare alt candidat în afară de Dodon, care ajunge cu doamna Sandu în turul 2, o bate pe doamna Sandu. Oricare. Ei, domnul Sandu, fii serios. Domnul Gonț. Ați văzut recentele sondaje? Domnule Gonță, încă o dată vă spun, oricare candidat în turul 2, în afară de Dodon, câștigă la doamna Sandu alegerile prezidențiale. Înțelegeți că mulți chiar din cei fanați care i-am auzit pe timpuri și care vă spun acum, înțelegeți, doamna Sandu tot cu părere de rău, da, ea nu fură. N-am auzit. Și niciodată n-ați vorbesc dacă nu sunt... Faptul că dumneavoastră ei protejează pe unii din echipă care au furat și fură. Asta cu părere de rău este trist. Dar doamna Sandu, când era atât de activă până a obține funcția de președinte și acolo, și chiar discuțiile cu presa, faceți, nu cu un sondaj, doar verificați câte briefing-uri Maia Sandu au avut până a devenit președinte. Câteva. Acum sunt doar briefing-uri. Că chiar și presa loială care este astăzi, o mare parte din ea, să nu dă întrebări, domnule, cu briefing-urile.
Eu nu, eu văd că cetățenii au început a înțelege că când dumneavoastră știți cum o face tot, нельзя чуть-чуть беременеть. Ori залетești, ori nu, domnul Gonță, așa e în viață, înțelegi? Dacă spui că scort gardul, am deschis numai porțile. Înțelegeți? Și multe altele care... Reședința aia de la Condrița, o dăm, nu știu cui. Da. Reședința de la Condrița le-am spus atunci. Păi măcar ne-o dădeau Nicu, vă 2 milioane de lei pe lună, arendă cu 100 de mii de euro și de-am era un lucru înainte. N-aveau cheltuieli care le-au cu reședința, înțelegeți? Dar ei ședeau la Condrița, ședea Andriuha, dominatorul spânul, cu fața tristă și încerca să prindă un pește, dar Dodon înainte de asta o tras în abodă și Andrei aștepta să clească carasul, înțelegeți? Și eu de rupi de așa. Da, noi o să vorbim mai la vale, ca să punem punct la prezidențiale și să mergem la publicitate. Dar eu în ce bani dacă câștig al doilea mandat? Acum vorbim și despre ceea ce se întâmplă în ultimele zile. Dacă el câștigă al doilea mandat de primar, credeți că se bagă și la prezidențiale? Ce se întâmplă în jurul lui Ceban, nu ne clar, multe lucruri nu ne sunt clare. Adică, Ion, ca și apropo, cam tăți socialiști, știți cum? Ion era numai cu tamojenă язык, cu tamojenă союз, cu русский язык, второе государство, înțelegeți? Azi Ion e cel mai deschis pro-european. Întrebarea e altă, da, în viață mult schimbă, știți? La mine tot multe lucruri s-au schimbat și sunt de Federația Rusă după ce a început războiul în Ucraina, da? Adică nu pot accepta. Deci, în limba rusă îi spun, есть два глагола, нападать и защищать. Для меня ближе слово защищать, понимаете? И он, dacă o devenit pro-european ca să obții niște garanții de securitate, e o situație. Eu nu știu ce se întâmplă. Faptul că nu și în general, domnule Gonță, eu o să propun cât mai mult să vorbim despre ce facem și ce putem să facem în țară, inclusiv ce ține de toate. Noi trebuie să declarăm starea de urgență în economie, domnul Gonță, dar nu să prelungim noi azi starea de urgență, că alături... Mergem un piculeț așa, dar mai mult pe știri, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, deci după care o să revenim, dar doamnelor și domnilor, o mică precizare. Pe Facebook noi rămânem online cu tot cu sunet. Totul va fi decent. Ca să putem să discutăm și ei și nu... Totul va fi decent și după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Mă întind în prea tare. La prima întrebare, cred că va dura 10 minute răspuns. Da, nu merge. Sunt știri prea multe. Prea multe chestii se întâmplă, trebuie de comentat. Nu, nu. 2.30. A, dar noi acum suntem online, da, pe Facebook? Da. Так, приятень, кад ну лукрязать телевизору, а дика дуарка центем пи фейсбук. Я упропон, кад домну Гонца с не распондала он требари. Домну Гонца, да дубня вас средин партия партид луностр. Сентез гата с кандидат ла лежерли локали день Кишинел, сал ла лежерли президентиали. Ла лежерли локали день Кишинел. Сал ла лежерли парламентари. Если фарти Кларк штига фие он кандидат, fie al doilea candidat, care sunt tare vașnici, deși noi știm numai unul. Domnul Gonța, dacă apari Matale, candidat din partea partidului nostru la Chișinău, omul e pe bune. Nu, dacă, nu fără bune, cam uși mai apar știri. Dacă îl punem poza ta pe Banner și alu' Vania Ceban, apăși bă, parcă poza lui Shrek și alu' prin simpatiașca, înțelegi cum? Și care e Shrek-ul și care e simpatiașca? Care e Shrek-ul și care e simpatiașca? Nu, clar lucru cu Matale și simpatiașca, înțelegi? Eu cred că în comentarii, dacă vă dați seama, vine o delegație la Chișinău. Gonță a câștigat alegerile. Și iese Vania Ceban cu buza înflată. Și iese Gonță. Doamnelor și domnilor, stimați parteneri, stimați primarea orașelor înfrățeți, Gonță, îi tragi Matale un speech ca să plângă și chișinăuienii de bucurie și primarii din orașele înfrățeți și multe altele. Adică eu cred că îți pierzi timpul la televiziune. Adică gata. Vin 2-3 invitați interesanți
în timp de trei luni, eu mă uit când merge rând. Și restul îți vin de tipuri să le vă atamani și n-ai cum să nu-i prinești. Eu am patru ediții pe săptămână, trebuie să schimb toate taberele. Vine cineva, îl bate pe celălalt, vine celălalt, îl bate invers. Dar nu, dar să-l bate pe unul pe altul. Pur și simplu. E ca doamna Bogza și păstrează chestia asta. O dată în săptămână, doar elitele. Mai simplu. La doamna Bogza am fost mai timp că nu mă propun campanie electorală. La dezbatere sau la emisiune? La emisiune. La... Trebuie de lăsat asta, înțeleg. Ca primar de Bălți eu am fost. Eu niciodată n-am fost invitat la Moldova 1. Niciodată. Închipă-și. Televiziune de stat. Cum adică? Niciodată în viață? Da. Serios? Clenos. Numai când am intrat cu Năstaș cu Dodon odată. Da, da, da. Și la dezbatere de câteva ori când era... Da, așa la emisiune talk show? Da, la talk show simt. 5 secunde. Poate n-au numărul dumneavoastră. Hei, n-au numărul. Noi intrăm în 3 secunde. Răspomană. Noi am revenit într-un fel sau altul, doamnelor și domnilor, deși n-am plecat. Haideți pe știri. Domnul Usate, dumneavoastră, sunteți unul dintre puținii, sau dacă nu unicul lider de partid, formațiune politică care nu a anunțat, nu a reacționat clar, sau chiar deloc, la îndemnul Maiei Sandu de a ne întruni cu tot poporul pe 21 mai în Piața Mare a Adunării Naționale, la evenimentul Adunarea Națională Moldova Europeană. Multe reacții au venit, toți au comentat. Așa. În afara partidului nostru... E că vezi, toți au comentat. Domnul Gonza, pe 1 iunie avem, într-adevăr, un eveniment important. Summit. Avem summit-ul, 40-50 de șefi, un eveniment istoric. Eu tot timpul am fost adeptul și am făcut tot posibil, cât eram primar de Bălți, cât mai multe delegații în Bălți, să le arătăm orașul, să le arătăm Moldova, cultura, inclusiv beșurile din Cricoa și tot așa. Și aș fi pe 21 mai, la artiști, interpreți, am înțeleg perfect ce spun eu, este așa un lucru care neapărat trebuie făcut. Vrei, nu vrei, trebuie să-l faci. La artiști care cântă. Nu care cântă sub faneră. Că la noi guvernare de azi nu contează. Parlament, guvern, ședință, ei cântă sub faneră. Lor le să dă textul, merge. Ați văzut și discursul doamnei președinte, adică cu prompterul și mai departe. Vin temele făcute, a ieșit executat. Pe 21 mai să fie sau un cec la artiști în mers. Când verifici cum lucrează gitarele, barabanele, dacă boxele fonează, nu fonează și așa mai departe. Și e urât că să faci un fel de predprodajnă podgătovcă. Adică asta au făcut-o Șfielea în 2000, nu țin minte cât, când Haideți în Europa. Asta au făcut-o și Plaha. Deci, mișcările actualei guvernări și conducere țării nu diferă absolut nimic de cele care le fie face Filat și Plahotniuc. Pur și simplu, la Plahotniuc striga Slava Valco, aici a strige aista of blazil de oazul în antoie, știi, ori. Adică, dungunță. Vedeți că vor declare poate și zile de odihnă și zile liberă. Să fie mai mulți. Nu, pe 21 zile libere pe 1 și 2 iunie, pentru că vor fi 50 de șef state. Da, da, aveți dreptate. Înțelegeți? Adică asta este o acțiune de PR politic care eu urăsc orice acțiune care ține strict de PR. Înțelegeți? Și noi știți cum? Cumva noi trebuie să le demonstrăm la partenerii de dezvoltare că uitați-vă, am făcut regulă în justiție, uitați-vă, plan de dezvoltare de țară, uitați-vă în sectorul agrar. Deci mitinguri trebuie să fie, în visul meu este, da, domnul Gos? Ca митинг să fie în Bruxel, în Berlin, moldoveni, hai la noi, uitați-vă voi și de maladeți sunteți, înțelegeți? Dar noi, ca, știți cum, ca nireasa sărac în unele situații, s-au împrumutat, s-au cusut rochi cu liurex de ultimii bani, s-au dat cu pomadă, n-au găsit bogat, pomadă s-au dat cu baxet, cu coleac de zilion, știți cum, băi, luați-mă, вот она я какая, înțelegeți? Я больше не жду трамвая. Adică, nu, cum eu pot să comentez așa ceva? Și, în general, ce se întâmplă la noi în țară, aici deja
Eu nu vreau să am funcția de analist politic. Dumneavoastră și la televiziune aveți destule. Încă o dată v-am spus, mine mă interesează Noua Zeelandă, mine mă interesează și putem obține din Singapore. Pe mine mă interesează astăzi că îmi pasă jumătate unioniști, dar unul nu ieșit clar și spui ca să scoatem de la negru. Și nu contează, cei din domeniul Horeca, cei care au afaceri de familie, în sate, în raioane, dar chiar și în capitală, da? Și au rulaj până la 1 milion de euro, ca în România, spre exemplu. Dacă ai până la 1 milion de euro, achizi doar 1% taxa pe venit. Înțelegi? Doar statul profită de la TVA. Adică ia că și mă preocup pe mine. Înțelegeți? Dar să înțelegeți efectele acestei declarații. USAT critică adunarea. USAT zice că nu participă. USAT este prorus și putinist. Ascultați. Eu atât de tare am fost și acuzat, și rupt, și distrus din 2014. Domnule Gonță, eu fac ce și cred eu. Pe mine tot din 2014 încearcă să mă lege de unii sau de alții, înțeles? Eu am demonstrat de mai multe ori. Da, dacă eu am trăit în Federația Rusă și multe lucruri, cum spre exemplu, copiii din Bălți trimiteam la Universitatea Tehnică, Institutul Tehnic din Nijni Novgorod, că noi avem nevoie de specialiști tehnici. Noi nu putem zicem numai juriști și manageri și businessmeni de țară, înțelegeți? Adică, apa asta o facem, dar când o încercați cineva să mă îndoaie, asta e diferența mea. Și ține de concret doamna Sandu și doamna Dodon. Nu poate pe mine nimeni să mă bage sub masă. Nici americanii, nici ruși. Iată la capitolul ăsta eu le dau fără la amândoi, înțelegeți? Adică la Dodon ea cam un măcar de când noi președinții de vădui ani de zile i s-au odihnit fălșile, înțelegeți, l-am blat sub masă la Moscova. Adică doamna Sandu astăzi încearcă să-i placi cuiva din Occident. Eu vreau să le plac cetățenilor din Republica Moldova. Eu nu sunt anti-european, domnule Gonța, și niciodată n-am fost. Pur și simplu, mai multe din cele semnate încă pe timpul lui Filat în acordul de asociere cu sunt nereale pentru Republica Moldova. Pentru mine este important vectorul național de dezvoltare. Ca noi să fim vânați, nu ca platformă să organizăm poligon contra rușilor, o rușii să ne-l fac contra românilor, europenilor, occidentului. Eu vreau Republica Moldova stat e puternic doar atunci care produce și are o economie. Punct. Și iată, asta pe mine mă preocupă zilnic. Spuneți-mi, vă rog, o singură întrebare, mai mult constatare decât întrebare, dar oricum. 2004, domnule Gonță, stau cu niște oameni, ingineri, în domeniul Căiferat, elaborăm un produs. Eu doar nu sunt tehnician, adică, ok, fiind șef pe vagoanele restaurantele la CFM, la 23 de ani, știam eu Căiferata și cunoșteam vagonul mai bine ca mulți ingineri, dar era vorba despre producerea unui instrument care se reziste îndreptarea și șinilor de la cale ferată și roților de la vagon. Adică vă dați seama, m-a depășat, sigur. Uh-huh. De ce? N-având absolut nimic în comun cu ce vă spun acum, în 2004, am reușit împreună cu specialiștii. Da, eu am fost locomotiva care au găsit bani, care au stat într-o anticameră altă. Domnule Gonță, în 2007, deci compania Sandvik suedeză astăzi este compania numărul 1 mondială, nu europeană, la producerea acelor instrumente. Pramet, care l-au cumpărat ei tot din Cehia, era pe locul 2. Noi eram noi. Și când se fac pe poligon testări, se aduc instrumentele lui USAT and Company, Sandvik, Pramet și Kirovogradul rus. Și câte șine rezistă instrumentul la fiecare producător? Logic. Sandvik, care e numărul 1 mondial, instrumentul lor a rezistat 38 de șini, să le îndrepte. Instrumentul nostru a rezistat 31-32, adică ceva mai puțin, adică erau. Numai că instrumentul nostru era în 2 ori jumate mai ieftin. Deci, domnule Gonță, în 3 ani de zile am devenit producătorul numărul 1 la unul din cele mai complicate instrumente, fără care nu poți îndrepta nici roata de la tren, nici șina de la califerat. Înțelegeți? De ce? De la 400 de mii de dolari pe an, am ajuns la moment la 40 de milioane de dolari. De ce, domnul Gonța? Că am discutat doar cu specialiști, nu cu fantazieri.
Am făcut un calcul. Eu aveam niște flăcăi în Chișinău la care am împrumutat 300 de mii de dolari și încă nu îmi dă unul, îmi dă de unul 10, altul 20, că eu n-aveam gaj, n-aveam ce să le dau la oamenii ăsta. Și eu le achitam pe lună între 4 și 6%. Pe lună, nu pe an. Vă dați seama, deci eu achitam 48, asta deja când achitam 48% pe an eu achitam. Deci eu la banii ăștia am întors încă un milion. Și printre ăștia erau și procurori, judecători care ne-au împrumutat bani. M-a trimis în, la zarăbotcă, cum să zic. Am făcut un calcul și am reușit. Deci, domnule Gonță, de ce la noi mai mulți moldoveni reușesc peste hotare? De ce astăzi în Italia italienii caută moldovenișele? Chiar l-a făcut curat. Nu vorbim de specialiști în construcție și cu moldovenii sunt muncitori. De ce în Marea Britanie caută moldoveni constructori? Eu, ruș care câștigă сути де миллионе де европян, найди молдаван, вот молдаване, они работают, и с ними легко, они и русские, понимаешь, а мы не падем, залез. Адика молдавану ностру демонстрат, ка ел пати уарюнде, ши импортант астас, юс и унес питот, ши с необка, адика савем аттитудиня, фаци де цара настра, а шакум аранжему афасири, шатунич минус уже залетури нас, хибан, залезец, кум. Дич, как мы спину русы, мы должны относиться к своей стране как к ремонту собственной квартиры. Думневастры, я же не раз журналист инчепатор, что потенаться будут апартаменту персонала Думневастры, к фамилии, потя раз лагаза, ну, куноски стоит Думневастры, дарда, как сфакут вреда от репарации, как дипцин бай на век гонца, шуор, чего он кар не привешь, инчеркая скумпер, тапети май бунишуара, отеракот, кади, пасфидим Белоруссия, ну, теракота итальяна, мрамор, așa mai departe. Adică noi când facem pentru noi, ne strudim să facem bine. Dar când pentru țară, 90% sprinești, hai da, bani. Dar cum poți să faci ceva în țara noastră dacă, unu, avem război la graniță și, doi, nouă zi de zi ne spune se pregătesc destabilizări, se pregătește răsturnarea ordinii constituționale, se pregătește înscăunarea marinei Taubră în locul Maia Sandu. Eu știu așa. Când este pericol, când într-adevăr se organizează așa ceva, a trecut și noi prin asta, în 2014. Când Plahotniuc spune cu sate, cu Petrenca face Adolea, Donetsk, Lugansk, arincătoare de granade, Cavcaliuc, Nicat, găsă Molotov, cocktail pe ziarul nostru, de la partidul în fiecare zi, când puneau cu Stăplerul câte 100 de lei Borea Marca, cea actualul deputat PAS, el era acel care la Polea Ciudes la Bălți, o pus la 20 de case câte 100 de lei cu Stăplerul și ca usat echipurile cumpără, adică, cumpără voturi când se ne scoate pe noi din alege. Domnule Gonță, dacă există așa informații, eu de multe ori am spus, băieți, luați-i. Nini rușinic partidul ușor până în ziua de azi nu interzis. Dar în același timp, când i-a dat ușor 15 ani, tăți cui nu i-a fost leni, o ieșit să-și asumi victoria că ușor i-a dat 15 ani de zile, înțelegeți? Adică, necătând că tot ei vorbesc despre independența justiției, justiției europene. Și atunci de ce nu iau? Care justiție? De ce nu iau? Au probe, lasă ei. Eu consider că chiar judecata, judecătorii pe timpul lui Plahotniuc, când i-au dat ușor, cât i-au dat, e 6 ani, 8, nu mai țin minte, prima instanță, deja era clar că nici Plaha, care era partener cu dânsul, nu putea să-l apere. Băi, ieșiți cu o legere, dar faceți un referendum consultativ pe țară și ați vedeți că ați voteze 85% să-i scoateți în afară legere. Nu, ei blochisează. Nu chisează, a venit o știre azi la Comisia Juridică a Parlamentului, s-a decis că Ilan Șor rămâne fără mandat de deputat, s-a votat în comisie și urmează să dea, Gonță, să dea în Parlament. O trecut dacă 2 ani de zile, în timpul ăsta Șor de-am s-o mai pregătit vă două partide, o mai scos niște deputați cu un partener fost de-a lui Dodon la Moscova, câțiva socialiști și mai departe, înțelegeți? Deci, aici deci ei au întins o tăt de tare că, căroce, domnule, țineți minte, Șor n-a stăi în pușcărie pe timpul actualei guvernări. Ei nu pot să-i ții în pușcărie pe și pe care îi rețin. Cum astăzi se termine migrația în Parlament, vânzarea deputaților, când toți așii
care s-au vândut data trecut, ei au fost achitați, domnul Gonța. Înțelegeți? Atunci întrebarea mea către PAS, ei măcar un lucru fășeau. Ei măcar legalizau prostituția în țară. Deși în Parlament prostituția e permisă, dar la noi pe Scarasnaia nu. Ea întrebarea mea și câte dumneavoastră și câte guvernare. Înțelegeți? De asta lăsați voi astea. Ei, eu am zis că Plahotniuc, Dodon era președinte. Și voi cu ai zis și voi ieșit și au zis că nu, că nu dețin informații, că am zis că Plaha e în Istanbul, au mai făcut niște mișcări tăi și da, și ne-am pornit noi cu Petcă atunci, după dânsul. Deci acum, ei doar am aflat că el e între Istanbul și Cipru din Nord. Ce și eu am spus încă când eram primar de Bălg, Dodon era președinte. Noi despre ce vorbim. Ne întoarcem la Uniunea Europeană, deci dumneavoastră... Astăzi ei, iată, unii pot mai încearcă cât ceva. Adică... Cum ar fi summitul de 1 iunie. Aici tot respectul față de guvernare. Da. Sunteți de acord? Va fi ceva frumos în moment. Domnule Gonța, aici, în Chișinău. Aici este un... Eu salut această acțiune, acest eveniment. Încă o dată vă spun. Orice delegație, mai ales la așa nivel, la noi, nu a fost niciodată în istoria Republicii Moldova. Și este un gest de speranță pentru cetățenii moldoveni. Este foarte important. Cum suntem noi la hotar cu vecinii care sunt astăzi în război deschis cu Rusia și mai departe, este un gest foarte important. Dar și aici, uitați-vă, iată, dumneavoastră, Gonță, ca președinte de țară, spuneți-vă, vă rog, unde ar fi organizat acest eveniment? Într-o încăpere privată, ori încăpere de stat? Avem Castel Mimi, unde vrea să o facă guvernarea, cu tot respectul, un loc foarte frumos. Și avem Cricova, întreprindere de stat, istorică, și mai departe. Știți de ce fac acolo? Că ca să duc la Cricova, palubomul trebuie să treci prin Chișinău. Dar ei pe Vania ceva nici nu-l dăie voie să stăie cu flajocul pro-european la abocină. Ei de la aeroport au făcut drumul direct la Mimi. Eu ar face ca ei să vadă blocurile care le avem, fără termopane majoritate. Ca să vadă că la noi în țară, ce și eu urăsc, condiționer pe fereastră își pune oricare, unii prin lege ar obliga cu orice construcție nouă, să aibă sistem decentralizat. Adică ori condiționerul slab pe acoperiș, ori interior. Că asta oare și Viena, și același Minsk, țară fost să vechi. Ei, caroci, azi la Mimi să vadă, o să vadă. Încă să uite că așa de bun drumul și când ați vadă liderii de țară Castelul Mimi, zic, dar la moldoveni, tăi, în părere, și cu voi, nu trebuie să le dăm nică, nu trebuie să le cerem înapoi. Înțelegeți cum? Adică și asta deja sunt șmecherii. Eu urăsc lucruri când eu până acum tot mă clarific cu dosarele penale povară de pe timpul, poverile, acelea măcar care erau pornite pe timpul când erau Recean prim-ministru, ministrul de interne s-au clasat. Mă lămuresc cu toate, că au suferit și mulți oameni care astăzi unii chiar nu sunt în țară. Adică că așa e la noi cu problemă justiție. Nu s-au făcut o comisie pe dosarele de rezonanță. Și nu contează. Oameni de afaceri, politicieni, înțelegeți. Dar în același timp, Lilian Carp, vă dau un exemplu clar. El a fost persoana care a sunat pe cineva din serviciile speciale și a zis că mama lui Vania Ciban arestat. Serios? Și asta a fost amul câteva zile în urmă. Da, ce a ieșit Ciban ieri și azi, nu e victimizare pentru televizor? Nu, unica și Ciban nu a spus drept, că perchizițiile s-au autorizat doar pentru nouă adresă, nu pentru 10. Și dosarul de bază este trafic de influență pe mama lui Ciban. Și încă vreo 3, adică asta e luat de bază. Adică, короче, domnul Гонца, так нельзя. Adică dacă sunt probe, că dumneai ei, în funcție de consilier municipal, s-a băgat, l-a gruzit pe un businessman, poți să rupi bani la sine. Invitați-o, faceți probele publice, trebuie apropo de modificat legea, ca la noi să nu fie speculație, știți că la noi doar merg numai slivuri. Și erau slivuri pe timpul lui Plaha, și numai că atunci erau slivuri la publica și la lui, dar mu slivuri, la Ziarul de Gardă, TV8 și mai departe, înțelegeți? Adică, dar tot slivuri, înțelegeți? De asta, domnule Gonță, asta e urât. Arătați probele, dacă există probe. A, de o video, o declarație de marge, zic, doamna Ciban, eu m-am uitat, eu nu știu, nu cunoștim, am văzut care 72, 74 de ani.
Și ei ieri trebuie eu să, adică dacă nu ieșește ban, căruci, azi dimineață ea trebuie să fie arestat mama lui Ceban și după nouă percheziție. Panea, dacă Ceban de mir, făcea curățenie, dă de cuvart și la mamă, ștăți consilierii lui și rămâi departe. Dar încă o dată. Lilian Carp poate să facă asta de capul lui? Ascultați. Eu înțeleg că e președintele Comisiei Securitate, e om foarte important. Подождите, domnul, давай по-другому. Ce a avut cu securitatea domnul Lilian Carp în timpul activității lui? E că oază un întâi a fost parașutist. Este, avem și probe video. Lilian Carp ce a fost? Securist, polițist, procuror, trebuie să nu. Понимаете? Я каста не ну плачь, это каста не ну плачь, а по анвалорли европейни. Колоной он чевил, астас домный директор ДСС. Ел лумя спульник у фостом журист, что есть он журист фарти бон, плачь, як пионел лукра думела. Тело винит ин сервичи, ел си шти, каре ара бригада лаон, каре лалт, каре требует токет. Care e la care ambasadă? Dumneavoastră înțelegeți că eu vorbeam numai despre lichidarea CNA-ului, dar acum am adăugat și SIS-ul de câteva luni în urmă. Că acolo merge olimpiadă. Care birouri la care ambasadă îți duc la stucit? Dumneavoastră înțelegeți că SIS-ul deja are o mașină desemnată care aduce reprezentanți serviciilor speciale altor țări pe teritorie, adică să nu svitească. Bă, știu. Domnul Gonț, dați-mi pulgona. Și vor gheșma tale. Domnul Gonță, la noi azi, că e Lilian Carp, care e o leacă securist, o leacă răzvece, că pe alții, domnul Gonță, nu-i gata Republica Moldova ca persoane civile, nu din domeniu, să devii ministru apărării, ministru de interne și așa mai departe, înțelegeți? Adică, doamna Rivencu, tu a lucrat, eu unul a lucrat. În miliție, în politică și regulă, tam nu sunt ment. Nu musar, dar ment. Înțelegeți? Care au venit, știi, aha, aștia Lucavcaliuc tăchis cu gazosoarca, aștia scori din serviciu, aștia au fost distruși, trebuie de adus înapoi și așa mai departe, înțelegeți? Asta e, și de asta okay. Noi toate să le avem și ne-mi pare foarte rău. Eu în ce ban ajunge, viu și nevătămat din punct de vedere politic până la local? Domnule Gonța. El va fi figura în buletinul de vot după ceea ce vedeți că se întâmplă nu deja? Nu sunt sigur. Eu doar aduceți-vă aminte ce pripoane s-au făcut pe timpul meu. Când eram în toți sondaje pe locul întâi în țară. Nu ca Cebana, dar eram pe locul întâi. Și să facem? S-a schimbat vârsta prin Alexandru Tanas, Curtea Constituțională, să n-ajung la prezidențiale. O combinație. Dosare, tentative de omor, bandiți prin pușcării. Adică era bombeală de Doamne ferește, înțelegeți? De asta poate să-l tochească pe Cebana. Dar poate ce bani să înțeleagă cu partenerii dezvoltare și să-i convingă pro-european și lor să le spui nitrogați? Și atunci Lilian Carp n-a mai să o ne spui că soriță e pe mama lui ce bani vor pe altcineva, înțeles? Pe dumneavoastră, ca președinte al partidului nostru, vă interesează localele din Chișinău? Data trecută noi am vorbit, spuneați că nu-i miza dumneavoastră asta? Încă o dată, uitați-vă. Iată dumneavoastră și alți colegi tot, ce e în Chișinău? Pasul n-are candidat, socialiștii n-au candidat. Da, asta e cu bălțul, nu au putut să clarifice, înțelegi? E că e până amul la bălțul, dar la bălț, de exemplu, o să fie unul Vladimir Rusu, un profesor universitar de la PAS. A, și apropo, Pașa Voicu, ministrul de interne, candidat la bălț din partea socialiștilor. Serios? Da, 100%. Значит, Dodon, cum ați gândit el, Dodon nu merge în Chișinău, Dodon a zâmbul pe unele cabinete să-l tochească pe Ceban, că Dodon a scandideză dacă Ceban a și tochit. Că dacă Dodon ies cu Ceban, Dodon îi pierde și el nu poate să... Adică ca partea Vatama, adică să pierzi Chișinău și scandideză la prezidențiale. Nu merge, înțelegeți? N-a să înghită așa ceva nimeni. Nici mai are să fanat. Și Dodon a scandideză doar dacă a să fie distrus Ceban, dar Igor se pregătește de prezidențiale, da, încă o dată. Mine mă bucur că s-a întors Dodon la socialiști. Asta tot voiam să vă întreb. Tare mă bucur. Asta îngura pe partid. Fără dâns, partidul putea să trăiască. Asta și vor ghea. Partidul deja suferea. Doi deputați au pierdut zeci de mulți primari, consilieri. Aici a fost o combinație foarte interesantă cu și doi care au plecat. Trebuie să mai plece 9 ori 10.
adică ștete ragata și credeți-mă că s-o pus și combicorm în, în goștet. Deci s-a revoltat. Aici bătrânci au organizat o capcană la Dodon. Dodon a încercat, eu doar știu ce era la Consiliu acolo. Nu, haideți peste două săptămâni să nu ne grăbim. Bătrânci, nu, amu, hai dacă ești așa specialist, tăte rău, tu știi cum? Amu, hai, că Dodon, căroce, mă ales că avea zapret de la Moscova. El am de examen, că de interviuri la C24, colectivul Zapad, pericolul Occidentului, nu știu, dar el nu pronunț pentru ruși principalul, nu de răspuns la principala întrebare pentru a ține examen și ca să nu știu roși șor erou principal al Moscovei. Dodon trebuie să pronunț clar că specialna voiană operația în Ucraina, îs malădeț și trebuie în acest... Dar Dodon nu poate... Că, domn Gonța, și glumiți, într-o zi, poate să mănânci un pizdon în centrul orașului. Doamne ferește, domnul Usatăr! Adică, nu se poate așa ceva, nu, să iau un cap la Consiliul Audiovizual. Da, corect. Da, da, adică și de asta, dar el asta nu o spune, vedeți, el așa, așa, așa. Dar nu n-o spune nici la înșor. Nu spune nici la înșor. Stați-o leac, șor îi dă bătaie și vorbiți, da, el nu l-a udat ce se întâmplă în Ucraina, dar pe restul pozițiilor, odată examenul l-a trecut pe Dodon. Și vorbiți? Adică nu. Plus, căroci, și băi sănătoși cu partidele lor. Dar răspundeți, vă rog, la întrebare. La locale. A, cu Chișinău. Stop. Cu Chișinău e important, domnul Gonță. Uitați ce se întâmplă. Iată, când o să fim la guvernare, o să fim obligați să avem. Obligați să avem candidat. Pentru Chișinău, Bălți, Bașcanu, Găgăuzi și tot așa. De ce? În opoziție, eu am văzut pâine în opoziție, fiind primar de Bălți, în Chișinău încă mai greu. Aduceți-vă aminte, Chirtoacă spune 8 ani de zile că nu poate să facă nici din cauza comuniștilor. Ori 12 ani de zile cât a fost Chirtoacă. 10 ani. Și-a întrerupt mandatul. Da, ok. Deci, acum, aduceți-vă aminte, în Chișinău erau lucrurile bune când lucra Ciban, era partea guvernării, adică domnul Chicu era prim-ministru, Dodon președinte, permanent întâlnire, cu președintele, cu prim-ministru. Clar, de, da. Apropo, domnul Chicu trebuie să recunosc că era unicul prim-ministru care, pe timpuri, când, nicătând Dodon îi spune, dă-mi ferești, vorbești cu usate, ce-ți fac? Eu îl sunam pe dumneavoastră, pe întrebări de lucru mă refer, adică dumnealui 90% a reacționat, adică da. Când ca prim-ministru îl sunam, nicătând că criticam partidul din partea căruia era înaintat. Deci, uitați-vă încă o dată. Cine suferă de la ping-ponguri? Chirtoacă, comuniștii, azi Vania Ceban cu pasul. Suferă chișinăuienii, domnul Gonță. Înțelegeți? De asta trebuie să ne fiind la guvernare. Astăzi strategia partidului nostru. Apărăm ce avem. Dar noi nu trebuie să apărăm. Eu acum, sincer, o spun, politic nu-i corect ce voi spune. Astăzi, ca să știți, toți primarii de orașe din partea partidului nostru, astăzi, dacă ar fi candidat, independent, apropo, cum continuă să-i impui pasul, trebuie să fac o capcană, că e ofighet, deci, oare candidează de la alt partid, îi câștigă. E așa de autoritate s-au făcut în 8 ani. Domnul Ciubaciuc, primarul orașului Candimir, în 12 ani, bogat care 12 ani, primar de Râșcani. Chii câștigă de la oricine, înțelegeți? Deci partidul promovează un om nou. Mai departe, omul își demonstrează capacitățile în 4 ani de mandat, înțelegeți? Înțeleg, dar trebuie să înțelegeți dumneavoastră că am nevoie de publicitate, după care revenim, rămânem pe același fier publicitate, doamnelor și doamnelor. Asma trăsnească ce au. Hai, las, tu, când aud că, Doamne ferește, nu, asma trăsnească ce au. Stai că noi suntem live pe Facebook. Gonța Mânușescu. Nu, dar spun drept, candidez din partea noastră. Hai că o să fac știri. Nu, hai pe cestă, mă. Nu spune drept, că nu, ne văd numai și de Facebook. Când o cereți pe Nina? A? Când o cereți pe Nina? Eu vor nici el sraza, s-am zis, aici tu n-ai dubă. Eu n-am voie, eu sunt căsătorit. Bun, te leg ca starost cu prosop. O fiu în echipă câți bani trebuie să pun. A? Eu așa bani n-am. Da nu, dar starostele nu trebuie să pun. Este ok? Ce-s-o? 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 Ce-s-o?
Я когда десим паузу вой, воргиску заебись, Данила телевизор ну да спать. Я телевизор ну спать. Вору, думаю, хайди спарим, боец. Дома гонца. Давай будем честными к вами, но. Шедлал Сереша. Шатун сейчас фит четко. Так, да, asta e ultima pauză și intrăm în ultima parte a emisiunii, corect? Da. Так, стимați prieteni, și care ne privesc online, pe Facebook, dă să văd de обстановка și pe... Asta, da, suntem 2400 online pe Facebook acum. E bine chiar. A? E bine. Da. Prieteni, apropo, cei care ne privesc... În care cameră se mă vorbesc? A, aici, da, se mă uită? Da. Сейчас ничего не снимает. Не, не, а Facebook. Чтобы люди... Яко, если Facebook. А, Анкол. Сумас, приятен. Чей кари не привез к онлайн? Ворог фрумас. Дистрибуит видео, ка сажунгал, кыт ламай мул все татень. Клагонца ку рынду лыжку одатан три лунь, пюрум одатан три лунь лакозер. Голя, ну что да, да, кас май кеми дела... Дела секта ТВ. Ши кам... А? Дела тебе опыт. Ши дела тебе опыт. Denumirea corectă poți să-mi spui. Prieteni, distribuiți, vă rog, ca să ajungă emisiunea la cât mai mulți cetățeni. Și continuăm și discutăm acum cu domnul Gonță. Haideți în pauză, îți dau eu întrebări și mai. Domnul Gonță, nu, am pe bune. Dumneavoastră aveți patru variante azi, dacă cinstit. Să deveniți membru echipei lui Dodon, lui Vania Ciban și partidul nostru. La pas n-ai să te duci că acolo tu ești inarodnă atelă, incompatibil să numești, corect? Absolut. A? Așa. Ai trei variante. Adică unii, как бы... Mai sunt două. În afară de asta? Da. Cine poate? La Chico. Așa. La Chico încă ai o variantă. Ok. Da, da, ți-i peste tăți și bă grusnă la ăștia tăți dacă te duci. La oricare dacă te duci. La Chico-i grusnă, acolo e cernobelă televizor. La Dodon, cum am spus în pauză despre Dodon, azi te duci în sat, eu ți-o spune că poți prinești ceaiul. Nepopularnă istoria. Adică, eu ți-o spune că în afară de noi, domnul Gonța, dar n-ai la cine. Vezi, faci o comunicare corect cu cetățenii, frumos. Raz, ne ducem. În chipul Gonța, даже для начала, consilier oare primar de Chișinău, nu asta real, înțelegi, ești fă ceva, lasă-te să dalbăiubi ăștia care domnul sunt. Sate, hai. Domnul Gonța, nu suntem pe Facebook. Nu, noi intrăm în 10 secunde, da? Păinat. S-o da pședești spirit de tinereță. Непонятно, как... У Гонца? Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Deci, cu capitala ne-am înțeles. Candidat nu aveți. Domnul Gonța, încă o dată. Și n-are logică să vă să candidați pentru funcție de consiliere în CMC, pentru nu, nu, trebuie nu, cineva să tragă. Nu, uitați-vă. Eu nu sunt de acord aici că astăzi au venit foarte mulți chișinăuieni la discuții, după întâlnirile care le-am pornit și eu nu exclud ca să avem și primar. Adică lista de consilieri deja este foarte bun, pur și simplu deja trebuie de întâlnit, de discutat cu dânșii. Eu acum, eu n-am reușit până și la moment să divizez locuitorii, vin toți la întâlniri. Și Ciocana, Botanica, Poșta Veche și tot. Rășcanul. Acum, urmează să discut cu dânșii. Sunt oameni cu CV-uri foarte bune, înțelegeți? Că aici tot trebuie să iasă unul. Problema e că aici și pe lângă lucrurile care le faci, trebuie să știi și a comunica, înțelegeți, că e capitală. Aici așa tăți cu ochii în patru pe tine, adică e atenția maximă, înțelegeți. Aici oare un metru de plitcă s-a pus, arată toate televiziunile și dacă s-a prăbușit un metru de arată chiar acele care nu te-au arătat niciodată, înțelegeți. Eu consider că dacă dumneavoastră ați candidat din partea partidului nostru, ca persoană deja care vă cunoaște, oamenii în Chișinău. Și îți vedem consilieri, iată, asta ar fi bun. Dumneavoastră, dacă ați ieși în fața partenerilor de dezvoltare, spun, doamnelor și domnilor, eu nu mai discut cu părți vătămate în studio, eu sunt Gonță, primar de Chișinău. Și eu îți spun eu, că asta e un lucru foarte frumos. Dumneavoastră, sunteți om inteligent,
Инструктор, инженер, конструктор, ну и ВГСМ, домнули гонца, ади как, ну, после еще специалистный тать. Да еще импортант свои бязку вам, не залезет. Хайде с лабелцем. Хай. Лабелц ва богат, сау лосам пи Марина Таубер, скажите? Я сын сигур, ка Таубер, кяр дака нос фи интерзиш, ну ва каштига. Таубер су факут декап МБЛС на 2021, к партиду ностру, ну, а вот кандидат, точка, домнули гонца. Свидетский МБЛС у вас фи форте интересант. Ши Таубер ну контяза. К. Дака ли интерзич партиду ш нас пат партичпай. О, на сау дака с партичпи. Ка индепенденс от лал партид. Но и вот таким. Ну куда-то. Вот таким официал фрумос ин компании. Ш нас я жути. Ниш Киркоров, ниш а это а уйтат кум лиды селащи. Штюка опорыпал. Дуля давно штюка мой кем. А ну, опору ты мой мозг околом залезть. Конечно, около нас мерга комбинация, как ГГУЗе залезть. Каз трещи бы Киркуров Башкан, Басков первый зам, шинк синемайра около, мой тать, то один. Да что ты нас проподи ГГУЗе фикс как партию де гувернамент на адрес кандидат? Ну куда ты, дом гонца? А на ГГУЗе Амавут, то с примари Диораж. Анастасов, примару комратулы Шетопал Дин Чандерлонга ирау примаря у девинит куной дом и ченс прям преун ку домну Петрову до паста плаха ку до дом ю токи отре котла сочали деп камаму целес к ворс плеч ангагаузия ну со лукрат деч просто сыбач пенева сэмблес бодуганяска акула сфи сюрпризы дар вас будем куда самый смешной анекдот а сши баста. Да, контуру, да, я съебу Басковку Киркорова, залез, да, и Кампеколу. Да, я могу к Турсе жуак интересант асас. И, ну, дичь, Башкану Гагаузе, у сыни пидону Круйтор. Каре аре ауторитати фуарти мари, да паку ман залез, кан, ан Турсе, да. Eu voi spune, pentru mine, de-a mai gine să aibă Erdogan un bașcan decât Dodon, înțelegi? Adică... Încă un piculeț la locale. Ce spus vonurile astea din Chișinău? Aici, din prin studiouri, în mare parte, așa? Iată anumiți reprezentanți de la anumite partide sau alții, îmblă prin teritoriu și încep racolarea primarilor. Da. Hai, candidează la mine, sau fie candidează da, la mine. Da, azi, în ultimele două zile, trei colegi, apropo, am dat niște nume, odată, că la dumneavoastră, că la alți colegi, acum nu le dau nume, știi ce fac? Asta în general mi-e rău. Hai că le spune pe nămoc, băi, haideți cu noi. Nu vreți cu pasul macar independență, știi? Mă rugați să nu dau nume, că zici, Crinat, azi ne blochează fondurile, ne pun amenț. Asta e foarte urât. Și se ocupă cu asta la nivel de țară, nu doar reprezentanță pasă, deja cancelarea de stat, e de bătaie, numai cu asta se ocupă. Nu pot spune în tot țara, dar și eu puțin la noștri care au fost, și nu doar la o noștri, am înțeles, se implic și asta este un lucru urât. Dar partide din opoziție fac asta? Dumneavoastră înțelegeți, eu niciodată n-am vânat. Nici primar, nici consilier, nici deputat, nici n-o fac, știți? Și în general, asta demonstrează că actuala guvernare este impotentă, nu doar la capitolul guvernării naționale. Nu vă dați seama, tot timpul vreau eu mai mulți să meargă cu puterea, ca să aibă bani pentru sat, ca să aibă crâșă, n-o să le fac probleme poliția, CNA-ul, procuratura și tot așa. Și azi nu vor să meargă cu guvernarea, vă dați seama. Я кайфей капец, он солезет. А дика, я-то астай он сигнал для алерта, когда алежерли локали, ну, требуется конфундать, ку парламентарии, ку президентиаль, к мулспун, кяка, ну, ну, я деварат. Я вам возвучу, чем сам на сайт, 30 примар диораша, жду пасному результат, фуарти слабла парламентария. Вам возвучу пиорикиан, кари птемпулу, вороне на вешебзе де проченте де районе Галбини, пятунчи. Și Voroninul a luat 60 de mandate, țineți minte, la parlamentare, adică nu le-a ajuns unul atunci, că pentru președinte era 60. Și tot așa, de asta, pentru mine altceva m-ar interesa, că poate să facem un prieting pentru locale.
Dumneavoastră știți că noi avem astăzi mii de aleși locali, consilieri. Așa. Ales în sat. Care nu știu o scrie. Ei se duc și pun pripoane la primar, asta toți valorile europene, și democrație, transparență, nu știu. Dar ei care votează pentru căldare cu grâu, care pentru 3 kg de rachiu, care pentru să-i dea un iază în arenă și tot așa. Domnul Gonță, noi avem, Doamne ferește, eu în general, că înainte eram pentru lichidarea consiliilor raionale, odată raionul să rămâi la locul lui, dar consiliile astea raionale care împărțesc banii între primari buni și primari răi. Eu astăzi cred că să facem o adunare a primarilor pe țară, toți primarii ar vota unanim, de la toate partidele, apropo, ca să lichidăm consiliile astea care noi le avem. Păi e începutul ăla de reformă. Că avem 20.000. Care reformă, domnul Gonță? Of! Primarul își asumă tot și trebuie de lucrat, dar la numai naționalist, birocrație, birocrație. Domnul Musate, dumneavoastră spuneați... Contabilitatea o avem și e mai complicată de tot. Ce vorbim? Spuneați din cel mai devreme că PASO s-ar putea confrunta cu anumite probleme la locale din toamna asta. Deja se confruntă că nu vor să candideze oamenii. Dar salvarea nu vine de la acest nou proiect, Satul European Express, anunțat zilele trecute, dar ai noștri? Părăuți. Satul European Express. Chine că nu-i satul european Pro Max 15. Nu, stai că mui 14. Încă 16 nu pune așa. Domnule Gonță, oare face plahădniu cu 800 de metri de la cimitir până la biserică? Oare e cu satul european? Când doamna președinte de țară ies și declară la Hărbăvăia s-au făcut 11 kilometri și s-au instalat încă 9 oricât terenuri de joacă. Nici nu îi lasă, nici miniștri n-au ce spune, înțelegeți? Noi despre ce vorbim azi? Când astăzi la noi continuă tot prin prisma unui PR, de durmanit oamenii înainte de alegeri. Domnul Gonță, poate oamenii ați trezească și n-a să mai înghită găluște, gen președintele de țară zboară cu econom clas. Mai asandu ei mărânță că e în capi și în babysitter în mașină, înțelegeți? Dar pune-mă pe mine în econom, la mine nu, genunchi sunt la astea. Dumneavoastră, apropo, toți sunteți ca președinte de țară bun pentru econom clasic, poți să întinzi cioarele că nici n-ai ajunge la scaunul din față, înțelegi? Dar asta nu e temă. Nu e temă când președintele de țară stă în coadă trei rând cu toți cetățenii. Asta înseamnă că el e bezdelnic. Că 24 de ore pe sutcă are și Gonța, se pregătească pentru emisiuni, și Usatăi, care e președinte de partid, ori când eram primar, mă, și președinte de țară. Și tu, dacă poți să-ți permiți trei ore stai în rând, domnule Gonță, это безобразие. Dacă eu nu înțelegem că pe timpul lui Voronin, știți că oamenii de afaceri, top companii, plătitori de taxe din țară, aveau pașapoarte de servici. Că pașapoartul de servici ce-ți permite? Să nu stai în coadă. Adică treci vama repede, nu contează, aeroport, cu mașina, mergi pe canalul CD, numai ca au dreptul să-ți verifici bagajul, adică ca la om de rând. Dar nu stai în coadă. Pentru om care câștigă, produce, face ceva pentru țară, timpul e prețios. E prețios, domnul Gonță. Dacă într-adevăr ceva produce, dacă cu balamătietul și de făcut selfie la vamă, știva de babu, știricoia, ca este să... Băi, înseamnă că e bezdelnic. Dați un cior în fund, streacă pe canalul diplomatic, îți duc să lucreze, înțelegeți? Ia ca la ce trebuie să ne gândim. Înțelegeți? Eu vreau când o să meargă delegația Republicii Moldova. Domnul Gonță, eu nu vreau să mai meargă ca unele pădruși care stau pe Scarasnaia și îmbrăcați și încălțați și cu același transport. Dar la unele pe Scarasnaia mașinile sunt mai bune, înțelegeți? Când se iasă delegația Republicii Moldova, nu e o problemă, nu trebuie acuzați că zboară cu un avion privat delegația. Important și produce acest președinte sau acest guvern, înțelegeți? Adică eu n-avem astăzi am obiecții la bodyguards-ii domnului Grosu, președintele Parlamentului. Dacă Grosu ieșe cu lustrația, cu confiscarea averii la corupți, judecători, căruci, nimeni, că asta luptă cu mafia. Încă avem să ieși, vă mai dați lui Grosu încă 20 de bodyguards, că 100% va să-l lichească cineva, înțelegeți? Dați lui Grosu, eu nici șofer nu i-ar da, înțelegeți? Lui, el poate să meargă cu trolebusul lucru, el nu, on nicămu ne nujă, domnul Gonță, înțelegi?
Adică... Așa e legea, el trebuie să hai, legea asta poate fi modificată. Asta da, suntem stat parlamentar. Hai, lăsați-mă. Dodon și spunea la dumneavoastră în studio, că țin minte cum îi tremurau felcele. O să stau în rând cu cetățenii, da, să merg fără girofare, dar eu în sadul vă scătăie cu girofarele, chiar când scătăie cu quadrociclu. Merge să prevărdim. Așa sunt toți, domnule. Da, nu. Toți spun așa. Ce ești de fac? Eu am mărit numărul tot de bodyguards. Am mers cu mașină blindată, fiind primar de Bălți, care m-a costat foarte scump, da? Că eram în război cu unele persoane când sfășe regulă la piesele din Bălți. Că luptam cu mafia care vroiau să distrugă bălțenii și șantajau prin acest poligon de gunoi și așa mai departe. Când era informatic, poți fi rapid dus în Transnistria cineva să mă spânzuri de pot și să-mi dăie zădenii, să-l votez pe unul acolo, ori pe altul și mai departe. Deci sunt situații când este pericol, când într-adevăr și eu am profitat de-a. Numai că eu am făcut-o din bani apropo personal, nu a statului. Și eu mă mândresc, sunt unicul primar în istoria Republicii Moldova, care în toți anii de activitate, din contul primăriei nu ne-am achitat nici o deplasare și nici un leu de motorină nu ne-am turnat din contul primăriei. Tot erau din banii pe... Nici era rușine să consum benzină, motorină de la primărie. Ați reușit să vă faceți o concluzie despre activitățile noului prim-ministru? Dar nu prin prisma dosarilor alea pe care dumneavoastră acuzați că au fost făcute. Nu, da, și ele sunt povestea lui și nu doar a lui. Că calcă prin străchini, mai, că nu e așa smișnoi ca Gavriliță, e drept. Adică, dar drept că el ștașe mai mult. El mă din să nu zălitească cu Gavriliță, stărâi ștașe. Dar în același timp, mi-a dat cineva o secvență, mă uitam. Eu să ies cu... Pot să ies cu... cu o evaluare după 100 de zile, știi, corect. Dar când am văzut secvență și unii s-a apucat el cu Vlah, eu nu sunt fanatul lui Vlah, nu niciodată n-am fost... Da, am comunicat la evenimente oficiale. Tot am fost cu flori la dânsa și că mulți îmi scot florile. La orice doamnă начальniță am fost și să mă duc cu flori. Și care nu e начальniță tot. De-am dacă am atins subiectul. Căruce, confruntarea cu Recean, cu dumneavoastră acum, recent. Da. La guvern. Domnul Gonț, când o tras Recean aer și s-a pus peste dânsa, știi? Recean a tras 4 cuburi de aer. Dacă îi dădeai, a pânflat lui Dodon toate baloanele pentru 9 mai. Înțelegi câte cubometri de aer el a tras. Adică, ei, da, e, nu e de-a voastră, nu e din secta voastră, nu asta, dar nu se poate, nu, căruce. Eu tot eram de multe ori foarte dur și poate îmi permiteam unele lucruri urâte pentru a obține un rezultat. Fără jurnaliști, fără cameri, dar oricum, e una când discutam cu bărbați, că era șef de întreprindere municipală, șef de direcție la primărie, bă, acolo putem să-i dau și cum trebuie și cum nu trebuie. Că asta, așa trebuie de lucrat. Dar când vine eu, da, nu, căruia. Dar schimbări în activitatea guvernului? Dar ce s-a schimbat în guvern? Nu, cu excepția faptului că domnul Andrei Spână nu ieși, mi-e puțin vizibil. La președință ieși, nu i-a găsit de lucru lui Serioja Litvinec. Și nu i-a găsit? Nu, și eu puțin nu-l văd uneva să apară într-o funcție publică, înțelegeți? Ce s-a schimbat? Iată asta, și mimările astea, imitările astea, domnul Gonț, asta este un lucru foarte urât. De asta și îmi pare foarte rău, și o spun public încă o dată. Eu nu mai vreau să sufăr ca om, în primul rând, apoi politic. Când am încercat, l-am crezut pe Dodon în 2016, știți că, păi, iată, hai că în 3 luni vin după tine, ia că Galea e cu mine garant, te întâlnesc la aeroport 50 de mii, îl dăm pe plahă jos și tot vine el acasă și cu Plahotniuc și pe urmă cu Moscova să-l distrugem pe Usatăi, dosare, partidul distrus prin ce-am trecut. După asta, zic, băi, Maia e mai mic, rău, Maia nu fură ca Dodon, căruci, am ales rău mai mic, știi? Eu niciodată în viață nu o să mai sunt pe nimeni, domnul Gonzac, pe urmă tăți în sară în cap. Deci, dacă, încă o dată, uitați-vă critica activității lui Usate, că astăzi, iată, luați orice telefon din bău, din spravășnic, cum zic, rușă și sunați, băi, ce a făcut Usate în bău? Și ați vedeți, după cum o apreciat sau o apreciază bălțenii,
ce am făcut. În Balț ați vedeți la alegeri locale că noi mergem cu candidatul nostru acolo, da? Nu vreți să ne spuneți cine. A? Nu ne spuneți azi cine. Domnul Gonță, numele e cu litera A și familia tot cu litera A. Dacă cumva vă ajut pe voi și pe concurență ca să înceapă măcar forfute, înțelegeți? Pentru mine e important să... Ce se întâmplă în Bălți, înțelegeți? Bine, haideți să când îmi spun oamenii cum am avut situația în Bălți, dar eu le-am spus. N-ați mai restabilit relațiile cu primarul Grigoriș? N-ați mai restabilit relațiile cu domnul Grigoriș? Nu. Noi, din momentul când eu i-am spus toate pretențiile care le-am avut, care el nu vrea să le cunoască, nici el, nici liderul lui de partid, care au fost pe la dumneavoastră și la alte televiziuni. Eu, din momentul când i-am spus tot ce cred despre unele lucruri foarte urâte care se ocupa el în primărie, de atunci n-am avut nici o comunicare, nici la telefon, nici și astea. Acum o sugestie pentru cei care tot ies la mine din Bălți. Vă băieți, la agenții economici mă refer, nu la... Ieșiți voi și vorbiți dumneavoastră. Nu-i mai scris cât costă autorizații pentru construcție, cât costă, că acolo e 50.000 de euro, că acolo e 40, că acolo se plâng, da? Da. Că hai, că trebuie să vă întoarceți, ori dați cineva și nu spate, deci încă o dată, 50.000 de euro, 40.000, 100.000 de euro, 200.000 de euro, cifre, adică voi vă sunteți nebuni. Dacă ieșiți și vorbiți public, nu-i mai trimiteți. Adică puteți să-mi trimiteți, dar deja eu consider, iată asta tot nu-mi place la noi, știți cum, discut de-am tot satul, știi, tot măgală și mă, ieși și spune. Da, nu vrei să duci cu mulți, zici, ei, nu vreau să mă duc la miliție, am de trăit în oraș, de lucrat, în colunca și așa mai departe. Zic, nu, rebeat, atunci ori ești patirpevși și plătești ca prostul, ori ești vorbești. Adică... Domnul Satu, da. Doamna Domnica Manole nu mai este șefă la Curtea Constituțională. A venit domnul Roșca. Unu, ce-i cu știrea asta? Doi, știrea nici nu constă că domnul Roșca. Știrea constă că domnul Roșca a fost avocatul Maesandu, juristul PAS-ului, iar fica domnului președinte al Curții Constituționale este consiliera șefei statului. Asta numai mie îmi pare cu leacă, nu e ok? Sau asta e o normalitate totuși? Dacă și nu-mi place la dumneavoastră ca la moderator, adică tot îmi place cum le construiesc, le bărășesc. Ceva trebuie să vă place. Dar încă o dată, când dumneavoastră știți perfect răspunsul la întrebarea asta, și dumneavoastră tot timpul s umnum lițom încercați, voi usate, dar orice e asta? Da și e asta? E prostă, ce să trecem? O minută malceania cu plecarea la Dumnica Manoli, că a venit avocatul ei. După tot ce s-a întâmplat, da... Noi cât mai avem, câte minute mai avem la televizor și când plecăm pe Facebook? Noi pe Facebook mai plecăm încă. A? Câte minute dacă mai avem timp. Jenie, scoc asta do reclamă, do acanciani. 5 minute. Da, că mi-a trimis cineva. Короче, да, cred că mai bine să arăt că nășim pe Facebook. Dacă la telespectatorile interesant, să treacă pe Facebook, să nu facem acum în direct. Așa, Curtea Constituțională. Короче, și s-a schimbat la Curtea Constituțională? Care e diferența? Că era domnul Tănase, care ne-a întors la alegerile directe a șeful statului. Apropo, până la urmă am propus să le boicotăm, a fost un mișmaș, care tot pasul azi poate să-l folosească ca să anuleze cumva decizia Curții de atunci, ca să întoarcă la alegerile șeful statului în Parlament. Că mai cu cât mai aproape o să fie alegerile, cu atât domnul Sandu o să pierdă aceste alegeri încă o dată. Are șansă, câștigi, dacă nimerești cu Dodonul în turul 2. Atunci o șansă are. Adică și ei a să o folosească până la urmă. De asta, că e Dominica Manole la curte. Judecătorii au tăcut. Și când prineau indicații unii de la Plahotniuc. Și asta e alții care prinesc indicații de la și de la PAS. Domnul Goță, doar ca un SRL cu multe probleme. Atacuri raiduri, stat violat, distrus, ce s-a făcut? Lichidarea statului Republica Moldova, nu prin, pentru a face unire cu România sau o altă unire, și adoptarea, crearea unui stat nou, Republica Moldova, prin adoptarea unei Constituții noi. Eu o să ies
cu mai multe detalii. Asta este un subiect foarte important, dar vă spun încă o dată. Doar o Constituție nouă, trecută prin referendum național, ca să mai pe urmă la oameni să nu le spun, domnul Gonț, așa am vrut, cum ne-a spus mătale, n-avem majoritatea constituțională. O dezbatem un an de zile, domnul Gonț, și vă asigur eu ca să o voteze și unioniștri, și proruși, și pro-europeni, tăța să o voteze, înțelegeți? Adică dacă o să fie o Constituție sănătoasă. Când cu tata, apropo, ca cetățenii să cunoască, pentru mine a fost o surpriză foarte mare când am aflat că Republica Moldova este unică din toate republicii fost sovietice, da? Care nu și-a trecut prin referendum, n-a fost trecut prin referendum. Nici independența, nici Constituția. Unele au trecut măcar una sau la noi nici una, nici alta. La noi astăzi nu zbăgau în Constituție toți politicienii și văzeau și vreau din Curtea Constituțională, pe toate timpurile, dacă era trecută prin referendum și judecătorii aveau să doarmă, știți, ca leii, cum îi vezi la zoopark, știi cum dorm în cușcă, ca simbol că păzați Constituția închisă în... Iată, pentru ce. Dar la noi azi, Curtea Constituțională funcționează ca judecătorie ciocană, primernă, știi? Dacă reforma asta a justiției, cine-i... Unde e reforma justiției? Domnul Gonț. Eu trebuie să vă întreb. Domnul Gonț, dumneavoastră trebuie să începeți să dăm măcar întrebări cu reforma asta în justiție, care polnăsiu... Mie mi se spune zi de zi la TV că sistemul se opune. Sistemul nu se vrea să autocurăță. Și de asta nu merge bine. Понятно. Am înțeles, domnul. Foarte trist. Domnul Gonț, давай поработаем. Încă o dată. Mie îmi pare foarte rău că pleacă timpul. Că noi tot sărbătorim. Țin minte, prima sărbătoare, că vreau țin minte, ok, 20 de ani de independență, știa Republicii Moldova. Primul 25-le. E grabă, amuși avem 35-40. Tot azi povestim pe cum. Cum eu astăzi nu mă bucur când vorbim cu unii primari, știi? Și cu aia, dar toți în chipul, satul meu, ororaș, e din 1520. Că la nimeni nu spuneți asta. Asta arată că la noi 500-600 de ani nu s-a făcut nic. Nu vă laudați. Țineți în secret, bă, fie știrieți de pești gard. Asta, înțelegi? Ia ca și trist, înțelegi? Bun, haideți să noi să încheiem un pic emisiunea. La TV. La televizor. Da? La TV, okay. Pentru că a venit timpul să dau altceva. Cine vrea rămâne cu noi la, pe Facebook? Deși eu nu mai am multe întrebări. Dumneavoastră, abțineți-vă de la ceea ce vreți să arătați acolo. Nu, dar noi și eu, pentru telespectatorii de acasă, domnule Usată, mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Nu, e că domnul Gonță, e că acum ne privesc cetățenii. Aici vă dați seama, nu, președinte de țară, acum doamna Sandu m-a uitat că e la un alt post de televiziune. Așa. Urmăresc 360 de oameni în live. Pe fost primar de Bălți cu dumneavoastră, da, asta datorită dumneavoastră, nu datorită mine, urmăresc 2500. Cred că e eroare tehnică, probabil și de asta. Ah, da, domnule Gonță, ca și cu reformele în justiție, și ca în agricultură, și cu... Mulțumesc, domnule Sată, trecem pe Facebook și da, ne revedem neapărat aici în studio. Pentru telespectatorii de acasă, doamnelor și domnilor, care sunt la TV, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri. Noi suntem pe Facebook, nu, doamnelor și domnilor. Gheorghe, eu, la mine arată zastavca voastră pe Facebook. A, gata, ai apărut. Da. Și tot normal. Noi, deci, doamnelor și domnilor, suntem deja nu, doar pe Facebook. Da, doar pe Facebook. Domnul Gonț, încă o dată, îți dai seama că s-au săturat oamenii de politicieni, încă o dată. Eu nu... Dar sunt cei mai apreciați. Sunt cei mai apreciați, sunt locul întâi în sondaje. Cine? Iată așa dumneavoastră v-ați amăgit în campaniile electorale anterioare. Pe dumneavoastră vă urmăreau mii, da. Pe ei tot mii, dar poate cu minus câteva sute.
Dar rezultatele alegerilor. Da, like-urile nu se numără. Vizualizările nu se numără la. Nu. Nu. Maia, doamna președinte, pe atunci nu. E la capitolul și vizualizări și urmăritori era pe locul 1 mult înainte. Nu. Hai să. Adică am întrecut atunci când l-am prins pe Dodon la Fălești. Adică. Dar așa erau cu promovări, cu combinații, șmecheri, tehnologii și așa mai departe. Înțelegi? Adică. De asta important. Oamenii s-au saturat de politicieni. Și iată încă o demonstrare clară că dumneavoastră trebuie să candidați din partea partidului nostru. La Chișinău, spre exemplu, ori la președinte de țară. Eu am 39 de ani. Ori la. A? Eu am 39 de ani. Dar când împliniți 40? În martie anul viitor. Hă! Gonța! Săracovnic! Înțelegi cum? Adică. Друг я еще примар де Кишине, ори де Бел. Спонеați dumneavoastră în prima parte, sau nu știu care parte din emisiune, despre faptul că ai noștri s-au întrecut la capitolul, uitați-vă cum l-au condamnat Pișor. Noi la astfel de sărbători, Facebook am avut și când a venit aeroportul acasă. Așa. Taxa asta din 9 euro a fost calul de bătaie, eu am mai pus și altă întrebări, dar dumneavoastră cred că poate un pic percepeți mai bine. Taxa asta de 9 euro, de fapt, ea nu poate fi anulată, așa? Ea poate fi doar redusă. Nu, așa spun ei, mă, că ei acum trebuie să facă evaluare, să vadă... Ceva trebuie să faci, ceva ce trebuie să aeroport. Problema e alta. Domnul, iată, ce înseamnă administrare? Vă dau un exemplu. O declarată, ați văzut în știri, că se deschidă sala VIP. Mai întâi au închis-o, da. Da, au închis-o pe timpul ușor, după și l-au luat la șor, o deschis. Da. Apoi că vă spun că sora mea a venit săptămâna trecută acasă să-l vadă pe tata. Apropo, fac aici o pauză și vreau să mulțumesc la toți lucrătorii medicali din Republica Moldova. Acum trecem o perioadă foarte grea să de tata meu, care pe zi și treci cu părere de rău, tot apar mai multe probleme la capitolul sănătății. Asta și undeva mă ține la o parte de declarație, știi, de politică, că tata era mai zdrav în mine și săracul dintr-un an jumate în spitalul ăsta un an și 4 luni. Și acum asta e foarte greu și mulțumesc la toți de la spitalul Republican. Mulțumesc, și domnul Octavian Cerimpei, care, vă dați seama, omul îi face operație un an de zile, mai mult de un an de zile, la picior ca să-l salveze, să nu-l amputeze. Adică, da, s-o tăiat că ceva din picior, știi, da, integral l-a salvat. Și acum săracul stă cu urenichii de conectați cu astea și le mulțumesc, mă închin la toți și mulțumesc la toți lucrătorii medicali care n-au părăsit țara. La noi, cu părere de rău, mulți au plecat măcar în România, că deja salariile, știți, sunt mai mari în statul vecin decât la noi. Pentru asta eu mă închin și încă o dată vă mulțumesc și ați fac tot posibil ca doctorii din România să angajeze în Republica Moldova pe viitor din cauza salariile mai bune. Ia ca unii noi creștini. Și acum cu sora mea, că i-am adus aminte, a venit șoferul și sala VIP. Eu am folosit-o mulți ani. Mm-hmm. Încă o dată, pentru oameni de afaceri, ok. E un ban, mai ales că am venit la stat. Șoferii au venit cu bagaj dinainte, ne-au făcut check-in-ul, eu am venit cu 20 minute dinainte de zbor. Am trecut poliția de frontieră și că VIP-ul nu l-a deschis, că nu s-a spălat podelele, perdelele, că nu știu și caroșii. Iată și mă deranjează. Adică dacă să administreze aeroportul cum administrează țara, apa și bătușă, svet, chidai granat. Cum azi mulți în raioane îl bășesc pe plaha? Serios? Pașa Filip. Alții îl plâng pe chicu. Da, cu oamenii compară, știi, cu care îl bășesc plaha, care pe chicu. Adică că oamenii, все познается в сравнении, domnul Gonța, înțelegi cum? Da. Da, că s-au pierdut mulți ani și aeroportul internațional Chișinău trebuie dezvoltat. Dar de făcut hub, de făcut aeroport. La noi, cum îi duc? Cu autobusurile, ca pe timpul lui Stalin, înțelegi? În 37, cum îi duce la tren pentru să fie deportați, că și îi duc oamenii în secolul 21 pe pasagerii să-mi duci la avion. Șor, în stilul lui, o schimbat becurile, au făcut parcare cu domnul Gonț. Acolo, căruci, important, cine o să administreze? Eu foarte sper ca să facă bomboană, înțelegeți? Numai că eu n-am auzit că aeroportul internațional Chișinău să facă oferte la
Луфтханса, La Fly Dubai, компании Марь. Да что не гребен, а в Бразилии тот уж боец. Стас Уляк, Донгос. Хай, Ласас, Байк, Бонж, Гувернуари, Дуян. Пур симплу, астас, да кли пермис La Fly Dubai, коряу, он и день щели мои бони, паркур де авиане, день луни. Щели мои модерни, щели мои ной, щели мои курай. Это ПВБС. Вадам, ой, рутили, дело ной, депаритет, шину кондязы, кишинову, полиз, шима не парит. Арвини ешь, арвини мулки, алкоголь, да, ну, эмблем, я, река, ну, врал се дау дин мире. Су лаудат пшедин для парламента, кэс дискуте, интро, ку компании, кэс сбаре, Молдова, шима. Но компания ще, скаунли, кам маршрут, кам был, с канерам ее студентам, залезет. Ше калитате лавиуане, кам тот осеешь, короче. Ому так и господарен, господарен тети, дом гонцев. Дому усатый. Уарит ланой сад Европян Экспресс до 60% децары к туалету фонду градений. Ты понимаешь, как прикольно, дом гонцев. Вот это красота, ангели мили. Мы вам мулцумим, пентру флори. Релация дипломатичен кордати ку Русия. Vă îngrijorează sau e o chestie care n-ar trebui să escaladeze și n-ar trebui să... Pe mine, încă o dată, după ce s-a început războiul, este foarte greu războiul, după ce a atacat Rusia, Ucraina, este foarte greu de a colabora cu Federația Rusă. Uh-huh. Dar sunt momente unde ar trebui să se colaboreze. Încă o dată, nu așa cum o face Dodon. Dar problema e alta. Război la noi s-a început data de 24 februarie, anul trecut, așa? Dar ați văzut colaborări cu rușii până începe război? Nu. De asta, că noi nu cu discutăm, că ei sunt așa, că sunt pe dincolo, așa mai departe. Erdogan, care tot era numit în tot felul de actuală conducerea țării, da, cel mai smișnă era Pokemon Grosso. Când mă uitam și de cu o lăpcă, ca Mișa acela care i-a dat drumul în minus 180 ursul după ce s-a închis Olimpiada în Moscova, cu așa o zâmbet și de la Erdogan, dar până la asta, că e dictator, că așa, pe din vârnici. Dați-vă Erdogan. El azi face tot ca țara lui să profite de ce se întâmplă undeva în vecinătate și nu doar, ca să întărească economia țării. El nu umblă sub masă la Moscova. Asta e, văpșe, președintele unei țări care una din cele mai performante muniții de pe globul pământie sub denumirea Bayraktar și le vinde și le donează ucrainenilor. Nu e clasă. Înțelegeți? Adică, iată, asta e. Când omul are interes. Deci, predomină interesul național, nu ambițiile personale. Înțelegeți? Iată, noi am primit 1 miliard de euro la europeni. Dacă de 300 de milioane, dar mai mie jumătate de miliard, îți cumpărau panouri solare, ele rămâneau la moldoveni. Și încălzeau, dădeau câțiva kilowatts la fiecare, pe zi, în sat, și anul ăsta, și la anul. Atunci când îți gândești. Dar asta e fix așa, ei fac așa, cum eu știu mulți moldoveni, în anii 90, când eram student la Bălți, mulți cumpărau Mercedes 600, dar tot timpul marga la lampăcica. Le ardea lampăcica când au benzină în bac. Uh-huh. Înțelegeți? Și el putea să șadă cu dânsa, главное să duc să vadă că e cu motor. Că atunci motoarele la BMW, la Mercedes, acele vei consumau și 40 de litri, și 45 de litri la... La sfut, înțelegi? Așa și e azi. Deși, încă o dată, ei n-au nici o responsabilitate. Ani și ați dăuiedut. Și timpul asta a să arăte, domnul Gonț. Eu, în ce situație n-ar fi? Că trăiam bine la Moscova. Că acum un an mai mult eram în UE, în Emiratele Arabe Unite, știi? Eu oricum vreau acasă. Acum am fost că... Eu vă propun să ne ducem acasă, dacă vreți. Pescarii mă înțeleg că... Acum e prohibiție la pescuit, dar în delta Dunării localnicii care au licență pescuiesc cu navodul, oficial, prin scrumbii, siluetca Dunaică, știi?
Și o dau la Chirhana. Și noi cu Gonță sau orice cetățean poți să meargă la Chirhana și să o cumpere. Știi, te prinde o lună pe an. Apoi e foarte frumos. Iubesc Delta Dunării și e aproape de noi. Pot să-mi permit foarte des să merg acolo. Știi, 300 de kilometri până atunci. Așa. Dar mai închidicam veneam acasă. Nu pot eu, domnul Gonță, nu pot eu. Eu am înțeles asta. Ia răspundeți încă la două întrebări și cădem acasă. Davai. Toată lumea, fiți serios, e miercuri. Toată lumea știa că mâine, poi mâine, dosarul ăsta, cazul să stoi. Nu trebuie să termine. Nu, pentru că el mergea nicăieri. Spuneau cei care pricep. Nu eu, părerea lor. Așa. Și zilele trecute anunț procurorii că încă un dosar pe numele Stoianoglu, îmbogățire ilicită. Cu apartamentul, fiica sa și așa, poate ați văzut, știi. E o frică de întoarcerea lui Stoianoglu sub orice formă, că asta pe dânșa a să-i distrugă. Înțelegeți? Ei și așa au prinit om. Și de la partenerii de dezvoltare, îți fieți aminte cu comisia de la Veneție, când lui Serioja Litvinenca i-a pus șah. Da, primul răspuns mă ating la comisia de la Veneție, înțelegeți? Adică, încă o dată, ce și eu fac? Plahotniuc face foarte multe mizerii. Și în adresa mea și la alte persoane. De la vie. Da, Colea Chiturabă, faci combinația asta. Iralov, tu te-ai dus cu plicul la judecător, faci asta. Так, Милиция, Кавкалюк, душ, găsește voi 5 бандиți la пушкарии, îți dai declarații și în dosar pentru sate și la publica să iasă la tabăr odată, câte unul în săptămână, cumva să întărim opinia publică. Aici te azi și fac. Doamne ferește, vă spun încă o dată. Ei încearcă orice n-ar face ei, în justiție, în economie, problemele care le avem cu energie electrică, gazele rusești. Ei tăti le fac încă o dată. Asta cum scumpi? Doi, buhai și să aștepți până unul dintre noi să rămâie gravit. Înțelegi? Zic, asta eu o fac. Адика, ну плати, ну посту невозможно в природе скрещивать курицу и кенгуру. Анзелезис. Да и плоденш камтета яста. Шекаста, шаста деструзи цара, не деструзи и мазина. Сял май страшним. И деструса спиранца лауами. Вода сама куда-то. Шай за штри демандати вот цену пас. Когда мы ему арту оппозиция, пиши... imitează lupta mai mult, să zic eu, știi? Cum la socialiști le-au pornit acolo câte un dosar ăsta, cum știi, cum le-au dat câte un ștraf gaieșnicul și o, bă, leu, rejim și așa, mai stați-o leacă, rebeata, că voi, că Vania Ceban, Vania Deșează, e greu. Vania Ceban a trăit în unt pe timpul lui Plaha ca aștept Partidul Socialiștilor. Ați auzit de vreun dosar penal contra lui Dodon Ion Cebans, oricare deputat socialist pe timpul Plahă. Nu. De atâta că era opoziția de buzunar, știi cum? Adică care le convine. Clar. E bocăniva pitața și care era o să. De asta e foarte urât. Și cazul Stănoglă și multe alte. Aici te-ați plece, dar ele-ați rămâne povară pe noi, înțelegeți? Judecătorii, încă o dată, domnul Gonță. Deși vreau Constituție nu. Orice judecată pierdută la CEDO, deci suma, încă o dată, nu suma, deci, spre exemplu, dacă CEDO să-i spune că se dă lusată 16.000 de euro, numai că eu nu i-am luat, i-am dat la Spitalul Municipal Bălț, dacă nu greșesc. Căruci, n-am pus câți bani statul în mână. Asta pentru că mi-a scos ilegal din alege. Mm-hmm. Judecătorii care mi-a scos, suma care o dat-o statul din cauza deciziilor, înmulțit la 10. Ia ca și înseamnă reforma justiției. Știți și de atenția și bătăți. Fix așa cum astăzi. Da, trebuie din tăi la oameni de ridicat salariile. Că noi și n-ar vorbi Maia Sandu, și n-ar vorbi PAS-ul, socialiștii. Eu nu, am făcut și eu greșeli, domnul Gonță. Da, când greșesc, nu ne rușine să-mi cer scuză. Dar când am înțeles eu că noi 80% de oameni devin corupți din cauza că n-au și mânca, nu că vor apartament în Brașov, casă în Monaco sau în Miami, înțelegeți? Cu părere de rău, nu pot să-și întreții părinții. Ce făceau astăzi părinții mei? Fără mine, fără sora mea, cu cheltuielile enorme,
tratament, servicii comunale și multe altele. Înțelegi? Că noi putem, dar alții nu pot. Și de asta noi la oameni dintre trebuie să le dăm și să trăiască și după asta codul penal pentru corupție înșeapă de la 15 ani în sus. Și nu contează, s-a vândut un deputat, ori a pus mâna un primar, un alt funcționar mână pe ceva. Și că atunci se șibrec. Altfel, asta e, cum îți zic românii, spun panorama, da? Dacă nu greșesc. Să o încheiem altfel. Planuri pentru mai, planuri de nou mai, ceva? Pentru mai cu Nina Cretu azi plantăm ceva. Planul majoritatea țării obișnuite din mai îți ducă la șașlăc. Oamenii care au muncit și muncesc merită sărbătoarea asta. E o zi foarte frumoasă, una din frumoasele sărbători care a rămas de pe timpul Uniunii Sovietice și nu trebuie de rușinat de lucrul ăsta. Din 9 mai a să mergă să depun flori, că este o zi pentru care orice om sănătos la cap trebuie să sărbătorească că avem pacea la pământ și acum vedem ce se întâmplă la vecini și eu cred că mai mulți au înțeles care cumva se uitau așa, că pacea trebuie păstrată pe pământ și folosând toate căile posibile și imposibile. Că au murit zeci de milioane de oameni ca noi să avem această pace. Și din Federația Rusă, și din Ucraina, și din Republica Moldova, state europene, Statele Unite ale Americii, că atunci toți au luptat pentru a distruge nacismul. Domnul Gonț, eu niciodată nu o să-mi fie rușine sau ca să-i plac cuiva, în schimb, tradițiile cu care am crescut, am fost educat și mai departe. Știți scandal am avut cu mama, cu limba noastră, limba voastră? Doamne ferește! Adică că mama m-a auzit, Renat, dar mama îi spune limba română. Zic, bun, mamă, dar când m-am născut, mi-ai spus că limba moldovnească și era moldavski, a zic, la școală. Atunci toți părinții erau obligați până la un moment. Și înseamnă obligați, domnul Gonț, erau obligați, nu era nici obligați. Ok. Ну, да. Așa am prins-o eu. Dar e român, ați văzut, deja gata, s-a încheiat istoria asta. Domnul Gonță, ești cu limba, au făcut-o așa ca și cu stăianoglă, înțelegi cum? Ei au încercat să iei trandașir cu masiești din trânsul să crească greu, înțelegi? Nu se face așa. Sunt întrebări sensibile, nu trebuie divizate. Deși astăzi usate, sunt păca la Bălți ca primar, și cu vorbitori de română și moldovneacă, să explicați. Iată, asta trebuie să facă un lider de țară și orice om care este public. Înțelegi? Totul va fi bine. Domnul Sat, da. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ce faceți. Dumnezeu. Hai că suntem pe Facebook, am un nu-i nimic astea. Azi mi-o trimis cineva ceva. Dar nu decent. E okay. Nu, e tare. E că doar o întrebare la dumneavoastră ca la moderator. Știți, niciodată liște acum să răduși. Dacă cum crezi, dacă astăzi doamna Sandu, domnica Manole, Ana Revenco fac un trio și ies cu cântecul ăsta, noi câștigăm Eurovision, dar cuvintele te rog să scoți, mă tale pe ruschi, pe animași, asta e un video de pe Instagram, nu-i nimic. Меня не стоит, ведь я такая, какая есть. Бессовестно красивая. Бессовестно красивая, бессовестно. Я вам усмею ставить. Ну, смотри. Да ну, плыви, Господи. Там да, то требарь нормально. Вы говорите, честно, то, что я чепачу. Ну, а сколько? Год, și ne revedem de aparat. Iar Gonț a plăzi. O dată în trei luni. Domnilor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a Patra. Să trăiți frumos Gonț și bine. Așteptăm în partidul nostru. Mândri. Uitați-vă, plăzi. Oprește. Gonță, blăjinile trecut și cu tine.